Salutare băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Player Career Mode la Barcelona. Bă, avem un avans de 10 puncte. Iar eu m-am gândit să mai simulăm din meciurile astea, din campiona bătată. Ia să sărim noi la rezultat, să vedem ce se întâmplă. Din păcate pierdem bă băiatule 3-2 cu Bilbao. Măcar am marcat. Aiurea, nu e bine. Hai să dăm drumul la meciul ăsta cu Inter și o să vedem după aia. Mai mult ca sigur trecem în finală oricum, am bătut în tur. Dar nu e nu în semifinală trecem. Da, dreptate ei de data asta. Hai să-i dăm bătaie, am câștigat 4-1 în tur. Dacă dăm, știu și eu, un gol, două, o să simulăm meciul. Deci, cum spuneam, dacă am dat un gol, două, meciul va fi simulat până la final, că nu mai are sens. Adică ar fi un avans destul de mare și n-au cum să-l întoarcă ăștia pe bune acum. Plus că, evident, nu o să cer schimbarea, o să simulez meciul în sine. Dar vedem, Di Marco vine cu centrarea acolo, Kunde reușește să respingă. Minge bun aici. Pasăm bine pentru Johnson. Johnson. Gertruda. Din nou Johnson. Sonko. Baicetici. Bun. A încercat acolo bine pasa, dar Todibo intervine excelent. Barea acum. Barea pasează pentru Alvarez. Brandt. Din nou Barea. Cred că n-au făcut nicio schimbare în primul 11 băieții ăștia. Dacă mi-aduc eu bine minte, cam așa a fost. Cam așa a fost și meciul tur pentru ei. Bun. Primim o pasă bună aici, încercăm șutul la colțul lung. Kevin Trapp reușește să pareze acest șut și să respingă. Cred că am zis același lucru. Da, mă iertați. Sunt destul de obosit la ora asta. E o oră foarte târzie când filmez. 1-0, bă băieți. 1-0, bă băieți. Reușim să deschidem scorul în minutul 23 al partidei. Ce șut reușim din afara careului, plantat direct sub bara lui Trapp. N-a avut nicio șansă. Nici dacă mai avea jumătate de metru înălțime. Blană, tată. Da, bă, sunt destul de obosit, sincer. Sunt cam copt. Am băgat muncă în ultimele zile destul de mult și încerc să mă mulez și pe muncă și pe programul meu de pe YouTube, să și filmez, să și toate cele, și filmez numai noaptea, muncesc și în două locuri și cam greuț, da? Nu mă plâng, nu mă vait. Nu mă vait! Oh, ce face Trapp acolo, dar ce am făcut eu? Ce am făcut eu, tată? Darwin Nunez pentru Lăutaru Martinez. Lăutarul găsește acolo pe Di Marco. Todibo pentru Bastoni. Alvarez. Barea. Darwin Nunez. Pasăm acolo pentru Johnson. Pedri acum. Fermin Lopez. Fermin Lopez încearcă acolo pasa. A văzut bine băiatul, dar n-a reușit să infiltreze mingea printre Baicetici. Haide mă, bă, chiar nu pot să trec de Todibo, mă. Pă bune acum. Dă o măsa de treabă, Vitinha. Todibo. Din nou Vitinha. Vitinha pasează acolo pentru Darwin Nunez.
Și final de primă repriză, bă, băieți, conducem 1 la 0. Conducem 1 la 0. O să simulăm până la final. Câștigăm 2 la 0, mai marchează Johnson în minutul 73. Ne descurcăm destul de bine. Asta e bun. E bun, e perfect. Iată, Juventus se elimină pe Manchester City și am așa o vagă impresie că cu Juventus o să picăm. Și n-ar fi greu deloc, ar fi Monaco și Leverkusen, probabil. Deci e o probabilitate, nu e o siguranță. Mare meci mare cu Celta Vigo. Ia să vedem noi, tată, ce se întâmplă. Mai întâi să vedem cu cine am picat în Conference. Semifinalele sunt Rapid Viena, Udinese și Wolverhampton Ren. În Europa League avem Villarreal, Manchester United și Sociedad Napoli. Iar în Champions League avem FC Barcelona, Chelsea și Juventus Benfica. Ce ar fi să recreeze finala din 2015 între Barcelona și Juventus? Asta ar fi interesant. Dar până vom vedea asta, hai să-i dăm drumul la această partidă, adică la această partidă, la această simulare, jmecherie cu tare. Reușim să marcăm, marchează Jelinski în prima repriză pentru 1 la, pentru 1 la 1, nu 1 la 0, au condus ei. Iar noi aducem victoria în minutul 82, ne ducem echipa spre victorie, ne mișcăm extraordinar. Și facem tot ce e posibil, tată, ca să fie bine, să nu fie rău. Jucăm acasă. Hai să-l simulăm și pe ăsta repede. Pierdem 2 la 3. Ae, am marcat iar. Mă doare pe lângă. am reușit să marcăm încă o dată. Ne așteptăm mare meci, mare, băi, băieți. Jucăm împotriva celor de la Chelsea. Băieții ăștia n-ar trebui să fie prea greu de bătut. În campionat cum stăm? Sunt și eu curios, nu da alta. Băi, ești nebun? Ah, da, mă, am simulat și până ne-a scos Raio la penalti. Am și uitat. Hai să dăm drumul la meciul cu Chelsea și să vedem ce vom reuși în această semifinală. Ce să reușim? Hai acum să spun un spoiler, îi batem când avem d'ales. Îi batem când avem d'ales. Bun. Un gol sau un assist și să... Mamă, ce seamănă echipamentele între ele. Du-te, bă! Mamă, Bellingham, bă, stai, potolește-te, bagă-ți mințile în cap, Upamecano, Davis, bă, ce-i asta, mă, băiatule? Mudric, doamne, cât de urât poate să fie fotbalistul ăla, bă, băiatule, bă. N-am nimic cu el, dar e urât tare să mă bată mama mea. Johnson intră în careu acolo, excelent, șut, bară, bă, băiete, bă, bară, mă, Mudric. Cel mai urât ucrainean pe care l-a văzut planeta. Upamecano. Caicedo. Bremer. Bremer pasează acolo pentru Madueke. Tel. Broking. Bajcetic reușește să câștige posesia balonului. Sonko. Pedri. Bajcetic. Ferran Torres pentru... Grei. N-am văzut bine. N-am văzut ce a fost acolo, așa că nu mă certați. Bă, dar eu nu l-am mai văzut pe Declan Rice. Cum facem? Parcă era la noi, nu? Pedri, pasează acolo pentru Bajcetic, Johnson. Ferran Torres. Koundé. Koundé pasează excelent acolo pentru Ferran Torres. Vine cu centrarea al nostru Torres. Nu reușim să reluăm acolo cu capul, dar nu e o problemă. Hands și cartonaș galben pentru Alfonso Davies, pentru faultul la mine.
și avem parte de o lovitură liberă pe care o să o încerc direct pe poartă. Încărcăm la maxim și încercăm să o trimitem bine acolo. Am trimis-o bine, dar din păcate nu prea multă putere încât să fie și gol. Sanchez reușește să rețină și meciul merge mai departe cu 0 la 0. Scapă aici, wow, apără Ter Stegen și ne scapă pentru moment. Ne scapă pentru moment. Enzo Fernandez bate simplu acolo cu Mudric. Madueke o pasă cu călcâiul acolo pentru Bremer. Enzo Fernandez. Doamne, ce-mi place jucătorul ăsta. Ferran Torres pentru Pedri. Mă, ce așteaptă, mă, ziua de mâine trăiască în măsa. Baicetici pentru Trilli. Gray. Încercăm șutul! Nu te cred! Nu te cred! Du-te, bă, de aici! 1 la 0, bă, băieți! 1 la 0! Mamă, ce ghiulea! Ce bombă de la... Rachetă de tun a fost asta, mâncavaș. Vin cu curat. Ce să... Ce pot eu să mai zic, mâncavaș, gura voastră? Rachetă de tun. Șrapnel direct. Băi, șrapnel, știi ce e? Direct. Bun, tată, 1 la 0, minutul 38. Reușim să trecem în avantaj. Blană. Oricum deja am bătut un record destul de puternic în Champions League. Ronaldo probabil s-a băgat sub pătură și plânge. Acum intrăm în careu, șut la colțul lung, marcăm pentru 2 la 0 la doar 5 minute de la primul gol al partidei. Se pare că cei de la Chelsea au căzut psihic. Bine, și eu aș cădea psihic după așa ghiulea. Dacă îmi permite să mă laud un pic. Bun, tată, bun. Bun, this is Chappy. Asta, Chavi. Ne-am descurcat bine, bă, tată. Am jucat frumos, finuț, cu tare. Mudric greșește acolo pasa. A venit pauza. Ai! Final de primă repriză, bă, băieți. Conducem 2 la 0. Nici n-aveam cum altfel. Cum spuneam, meciul ăsta trebuie să fie câștigat, că n-ai cum să nu-l câștigi. Încercăm iar șutul de la distanță, de data asta blocat de fundașii celor de la Chelsea. Broking pentru Madueke. Din nou Broking. Greșește acum pasa Gray pentru Ferran Torres. Hai, tată! Ah, eu am dat să cer pasă și a rămas cât măta. Enzo Fernandez întoarce acolo pentru Bremer. Broking. Enzo Fernandez. Coborâm aici să ajutăm. Broking pentru Madueke. Tel. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez presat acolo de Koundé, nu reușește Koundé să deposedeze, ba reușește în cele din urmă. Hai, Koundé, tată. Primim și o pasă excelent aici. Face mingea în centru. Hai, tată. Bremer reușește să deposedeze. Enzo Fernandez. Bun, pasă bună aici pentru Johnson. Johnson întoarce favorul aici. Face mingea în centru. Șut la colțul lung și gol. Încă un gol de generic. Hat-trick. 3 la 0. Minutul 67. Reușim încă un gol pe care rar îl vezi, un joc bun de pase, distrugem pur și simplu apărarea celor de la Chelsea și ce să, ne vedem în final, 100%, ia uite-l, fă-i ceva la ăsta, ce să-i faci, ce să-i faci.
Ce să-i faci, tată, ce să-i faci? Vezi unul de ăsta pe viu, înnebunește capul tău. Tel. Dacă le mai dau unul, ies ăștia după teren. Caicedo, Madueke. Madueke greșește acolo, dar din grei mingea iese în aut. Iese urâtul de mudric. A intrat și la noi Garnacho. Și a intrat în cucu. În cucu. În cucu. Iese Ter Stegen excelent acolo și reține balonul. Cerem aici în bandă. Băi, tată, tu cu cine crezi că te pui? Pasăm bine pentru Garnacho. Garnacho pleacă bine acolo, intră în careu Garnacho, cere mingea, nu reușește acolo Garnacho să paseze, pasează în cele din urmă. Suntem deposedați acolo în ultimul moment. Tel. Bun, trimitem o pasă pentru Garnacho, Pedri acum. Pedri șut, Sanchez reușește să pareze acest șut. Destul de slăbuț. Broking acum. Pentru Caicedo. În cucu. În cuncu. În cuncu. Nu e joacă cișa. Madueke. Madueke deposedat bine acolo. Koundé vine și el cu pasa. Hai tat, hai un contraatac în forța cu pe final de meci. Pe final de meci că i-am prins. Pe final de meci că i-am prins, întoarce mingea, șut blocat din nou de fundaș. Din nou șut blocat de fundaș și final de meci, băi băieți, câștigăm 3-0, exact așa cum sunteți voi obișnuiți. Facem și hat-trick-ul din nou, așa cum sunteți voi obișnuiți. Ce să-i fac? Ce să-i fac, tată? Ce să-i fac, tată? Ce să-i fac eu? Ne vrea Chelsea. Puteți să vreți, bă, băieți. Puteți să vreți. Vorba aia. Dar asta nu înseamnă că eu vin. Mai avem aici unul. Un cadou de retragere pentru Leva. Și avem meci cu Hetafe. Meciul cu Hetafe. Hai să vedem, tată. În campionat suntem la 4 puncte. Hai să-l simulăm pe ăsta. Direct sărim la rezultat. Câștigăm 1-0. Marchează Johnson. N-am marcat, dar scăpăm. E bine. 1-0. Lasă, tată, că e ok. Lasă, tată, că e bine și așa. L-a simulat și pe ăsta, dar nu-mi permit. Nu-mi permit. Mi-e târșă. Mi-e târșe rău de tot. Mai avem aici ceva, ceva? Nimic. Bun, tată. Bă, cam asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa!